Schemă de contrabandă cu mărfuri de milioane de lei procurate din Turcia și aduse ilegal în țară printre mărfurile transportate în tranzit, deconspirată de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale împreună cu vameșii. Suspectat este un șofer care a fost reținut în flagrant în timp ce intra în țară la volanul unui camion tixit cu haine și încălțăminte de contrabandă. Hainele au fost reținute la postul vamal Giurgiulești, după ce organele de cercetare au aflat că vehiculul ar fi implicat în transportarea mărfurilor de contrabandă. Inițial, camionul a fost scanat, iar imaginile au arătat prezența unor obiecte suspecte. În urma verificărilor, în vehiculul bărbatului au fost depistate peste 8400 de haine și peste 800 de perechi de încălțăminte, care nu erau indicate în actele de însoțire. De asemenea, unele articole aveau marcajele unor branduri renumite, autenticitatea cărora urmează să fie verificată. Mărfurile ar fi fost cumpărate din Turcia și introduse în țară prin contrabandă, fiind ascunse printre alte mărfuri transportate în regim de tranzit. Valoarea bunurilor nedeclarate reținute depășește 1,6 milioane de lei. Cercetările continuă în vederea identificării tuturor persoanelor implicate. Conform primelor estimări, prejudiciul estimat în această situație depășește 3 milioane de lei. Dacă vor fi considerați vinovați de schema de contrabandă, suspecții riscă până la 10 ani de pușcărie.